Bă, înainte să încep clipul și să critic Merțanu, vreau să încep cu un punct pozitiv și anume, chestia asta chiar mi se pare fiță. Când o închizi, claxonul, Doamne! Da, ok, știu. Semnul sărăcit. Eu, salutare fraților, mă numesc Marius Nicolae, sunt un pic răgușit, dar astăzi facem un nou clip, un clip în care vreau să vă prezint 10 lucruri pe care eu personal le detest la acest Mercedes GLA 2016 benzină, 156 de cai și sunt niște lucruri care m-au surprins într-un mod negativ la Mercedes, sau corect spus Mercedes. Eu stop și înainte să înceapă clipul vreau să fac o mică promovare. Este vorba despre Car Vertical. Aplicația Car Vertical este una super utilă, după părerea mea, un raport Car Vertical este super mișto pentru că vă poate arăta istoricul unei mașini și așa vă puteți da seama dacă ea a fost bubuită, dacă a avut kilometri dați înapoi și după adusă în țară și pregătită. Pregătită știți voi de cine? De Vericu. De Vericu pentru vânzare. Iar pe lângă astea și dacă a fost folosită ca taxi în altă țară sau în cel mai rău caz dacă a fost furată. În situații în care există informații în baza de date, raportul vă poate arăta chiar poze cu mașina din trecut. Aici aveți un exemplu cu un seria 5 F10 5R, exact ca al meu, care n-a, precum vedeți, a avut o daună, frate, destul de nasoală. Chiar mai nasoală decât dauna pe care am avut-o eu și anume că am schimbat motorul. Ăsta a fost făcut pardaf, ăsta a fost bubuit rău de tot. Deci da, 5R-ul ăsta a avut niște daune serioase, na, poate cam prea serioase. Așa că, dragii mei, în concluzie, pentru că nu toți vânzătorii sunt onești, cinstiți cu voi, eu vă recomand aplicația Car Vertical, pentru că aceasta vă poate ajuta să detectați anumite daune sau kilometri dați înapoi și să vă feriți de o eventuală țeapă de la Vericu. Și na, nu trebuie să vă duceți cu banii la Vericu să-i dați banii pe o epavă de mașină. Așa că în cazul în care sunteți interesați să vă verificați mașina, găsiți linkul de la aplicație jos în descriere, unde puteți accesa site-ul și să efectuați un raport pentru viitoarea voastră mașină. Vă pup și hai să trecem la clip. Așa, hai să începem. Băi, deci primul lucru pe care îl detest la această mașină este scaunul. Da, exact, scaunul acesta. Eu ce se întâmplă? Sunt o persoană relativ înaltă, am undeva pe la 1.84-1.85. Am avut 104 kg, acum am undeva în jurul cifrei de 91-92. Și care este problema cu acest scaun? Ei bine, aici este foarte, foarte strâmt. Și efectiv când stau la volan sau mă duc la un drum mai lung, începe să mă doară spatele, pentru că, na, stăm foarte mult timp pe scaun, aceste aripioare care, apropo, nu sunt reglabile sau ceva, în schimb la seria 5 sunt reglabile, sunt foarte strânse și pun așa presiune pe spate. Ăsta ar fi primul minus pe care l-am remarcat la această mașină în momentul în care a fost cumpărată. Al doilea minus pe care îl are această mașină este calitatea la interior, mai ales calitatea plasticelor, care mie personal mi se pare execrabilă și nu înțeleg cum Mercedes a putut să pună, uitați, vă dau un exemplu, un plastic care, ia uitați-vă și voi cum scârție, deci eu dacă trag mai tare de navigația asta, efectiv pot să o rup. Mi se pare absurd să pui un plastic atât de ieftin pe o mașină care, na, poate nu este din gama premium, dar, spre exemplu, la BMW, dacă ții un seria 1, care este practic modelul cel mai ieftin, credeți-mă, acolo găsești calitatea plasticelor de pe seria 1, o găsești pe seria 7. Iar la Mercedes nu e treaba asta. Într-adevăr, am mers și cu S-Class, am condus și E-Class. Calitatea este nesuperioară față de GLA, dar totuși vorbim de Mercedes aici. Adică ar trebui să păstreze un standard al calității, să zic așa, al plasticului, pentru că, băi, nu știu, mi se pare efectiv absurd. Exemplu, cotiera, deci nu este normal. Sau uite, spre exemplu, aici. Adică, na, înțeleg ideea că nu o să stea nimeni când merge cu mașina să apese pe plastic, înțeleg ideea asta, dar credeți-mă, calitatea proastă a plasticului se vede cu ochiul liber. Deci când te uiți la plasticul ăsta, îți dai seama că e un plastic ieftin, un plastic care a fost pus pentru a face un cost de producție cât mai ieftin. Al treilea motiv este cutia de viteze, dar cutia de viteze când mergi cu mașina. Haideți să vă arăt la ce mă refer. Și precum vedeți, acum este treapta întâi.
da? Mergem puțin cu mașinuța și instant ea va schimba treapta a doua. Problema nu e că acum merge între a doua, pentru că na, nu stă turat, dar dacă eu opresc de pe loc, asta e intersecția aici, dar eu opresc de pe loc și vreau să plec tare, ea rămâne între a doua și pleacă foarte greu de pe loc. Pentru a retrograda între a întâia, trebuie să oprești roata, stop cum ar fi, stai un pic și acum a dat a întâia și acum poți să pleci mai tare cu ea. Credeți-mă, treaba asta este foarte deranjată în intersecții unde tu ajungi cu mașina, te uiți rapid stânga-dreapta, poți să te bași tare, dar ea rămâne între a doua și nu are jvâc. Spre exemplu, la BMW, cutia retrogradează în treapta întâia undeva pe la 10 la oră, tocmai de aia pentru a avea jvâc. În schimb, asta nu. Trebuie să oprești roata pe loc în intersecție, să aștepți câteva secunde, după să-ți dea întâia ca să poți pleca mai tare în caz de urgență. Al patrulea motiv este legat de senzorii de parcare. Per total, ei sunt foarte utili, dar în momentul în care plouă, suferă o eroare sau ceva și efectiv o iau razna. Se activează complet aiurea, urlă foarte tare, te sperii când conduci și credeți-mă, această problemă a fost remarcată chiar și de George Bucnici când a făcut review la un GLA și anume a spus că, domne, când plouă, senzorii la asta dau eroare. Lucru pe care și l-am observat și este super enervant. Numai când plouă. Dacă te duci să speli mașina la spălătorie sau la fise, nu-ți face problema asta. Dar în momentul în care a plouat, adio. Al cincilea motiv este legat de capotă. Da, sună aiurea. Cum naiba te poate enerva o capotă? Ei bine, o să vedeți acum. Avem capota, da? Un căcat de telescop e circa 200 de lei, cred. Așa că cei de la Mercedes au decis să pună clasicul cârlic, tată. Cârlic, da. Mă rog, care, na, nu mai vorbim cât de fragil este ăsta. Vorbim de o mașină care face parte dintr-un brand premium cu tradiție. Dă-l încolo, cârlic, frate, cârlic. Motivul 6 care mie nu-mi place la Merțan este faptul că nu ai unde să-ți pui telefonul. Și la ce mă refer? De obicei când eu merg la drum lung, prefer să am aici pus în gura de ventilație un telefon, gen așa, și să-mi pun Waze-ul, dar ghiți ce? La această mașină nu ai cum să pui un suport de telefon. De ce? Pentru că sunt rotunde. N-am ce să spun, designul este mișto, dar aș renunța la acest design pentru mai multă practicabilitate. Da, puteți să spuneți acum că, bă, Marius, știi, poți să spui suport de telefon pe parbriz. Nu-mi place pe parbriz, pentru că rămâne semnul ăla de la ventuză, semn pe care, doamne, nu-l suport. Motivul 7 este o problemă pe care, credeți-mă, chiar nu știu să o explic. Este legată de oglinzi, cred că are de a face cu sistemul electric al mașinii, mai exact felul în care este ea codată, și anume. Avem motorul pornit, da? Precum vedeți, aici avem butonul de rabatare a oglinzilor și pac, merge. Perfect. Dacă eu opresc mașina, deschid ușa și vreau să rabatez oglinzile, ghiciți ce? Nimic. Ah, ok. Te gândești că, bă, Marius, să știi că poți să le închizi din cheie. Și treaba asta este valabilă și la geam. Acum trecem la motivul numărul 8. Cheia. Am închis mașina, da? Și vreau să rabatez oglinzile să închid geamul. Mi-e lene să pornesc din nou motorul sau să-i pun contactul. Țin apăsat pe închis, da? Și ghiți ce? Nimic. Nimic. Chestia asta cu cheia este o opțiune, că nici vă pot numi opțiune, care se află și pe mașini destul de ieftine. Așa, dragilor, și am ajuns și la motivul numărul 9. Mașina asta are două chei. Una de rezervă și una normală. Sunt practic identice. Am observat o chestie super aiurea în momentul în care mi s-a descărcat bateria de la o telecomandă. În mod normal, când închizi sau deschizi mașina, toate cele patru uși trebuie să se deblocheze, da? Ei bine, la cheia la care am bateria dusă, în momentul în care vreau să deschid mașina și apăs o dată, se deschide doar ușa șoferului. Pentru a deschide restul de trei uși, trebuie să mai apăs o dată pe deschidere și mi se întâmplă de foarte multe ori să fiu la cumpărături, să am cheia cu bateria dusă, pentru că eu cu sorul meu schimbăm cheile între noi, nu ne dăm seama care a cui este. Se întâmplă să mă duc la cumpărături, să stau, să dau jos bagajele din mână pentru a lua cheia din buzunar, pentru a deschide mașina, dau să deschid o ușă din spate și ghiți ce, este închisă, pentru că trebuie să mai apăs încă o dată. Nu știu dacă este de la baterie sau pur și simplu așa face, acționează cheia de rezervă. Tind să cred că problema este de la baterie și nu văd ce economie de curent ai face la baterie dacă deschizi doar ușa șoferului în momentul în care bateria este consumată. Adică na, este același impuls. Ba din contra, dacă apeși de două ori pe deschidere, trimiți două impulsuri, deci teoretic consum mai mult din baterie. Contraziceți-mă dacă nu am dreptate. Stăteam acum și mă gândeam la al 10-lea motiv, dar mă jur că nu-l găsesc, pe cuvânt.
Ideea e că în momentul în care am scris motivele pe telefon, am greșit numerotoarea și în loc de 10, de fapt, sunt 9. Astea sunt cele 9 motive care pe mine mă deranjează la acest Mercedes. Fraților, eu am fost Marius Nicolae. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să bubuiți chiar acum butonul de like. Și de asemenea, în cazul în care vă cumpărați o mașină second, pentru a evita o eventuală țeapă, folosiți aplicația Car Vertical, aveți linkul jos în descriere. V-am pupat, pa! We'll be right back.